O istorioară adevărată. Un preot, mergând pe stradă, întâlnește un copilaș, ca de 5-6 ani, cu picioarele crăpate de glod, părul încălcit în cap, zoios, nespălat, cu mâinile crăpate, și îl întreabă: „Măi copile, de unde vii tu?” „Din iad vin.” Preotul s-a minunat de copilul acesta. „Cum îl cheamă pe tatăl tău?” „Satana.” „Dar pe mama ta?” „Aripa satanei.” „Dar frați și surori ai?” „Da.” „Cum îi cheamă?” „Diavol.” Și atunci preotul a spus: „Unde stai, copile?” „Hai că știu eu unde.” Și a mers cu preotul. Și în marginea satului îi arată o căsuță stricată, veche, și o ogradă cu gardurile rupte. Preotul ia copilașul de mână și intră acolo. Aude sfădindu-se în casă tatăl cu mama sa. Bărbatul o înjura pe femeie groaznic, iar femeia îi spunea: „Du-te de ei, satană!” Bărbatul zicea: „Tu ești aripa satanei.” Au trecut niște copii pe acolo: „Treci, drace, de aici!” Dar femeia striga pe urmă: „Vai de mine, casa asta e un iad!” Preotul a auzit de afară și atunci și-a dat seama de ce spune copilul că vine din iad. El nu știa cum să spună. A auzit pe mama sa că este iad în casa ei, că tatăl său îl cheamă pe satana și pe măsa aripa satanei și pe frații lui cheamă diavoli. Așa auzea grind în casă. Dar știți voi de ce se face casa iad? Unde nu-i post, unde nu-i rugăciune de dimineață și de seară, unde nu-i viață curată, unde nu merg oamenii la biserică, unde se apucă și beau de dimineața, fumează și înjură, casa aceea se face cu adevărat un iad. Și diavolul vine acolo și apoi vai de zilele care le mai trăiește omul pe pământ. Toată ziua înjurături, toată ziua bătăi, toată ziua suferință. A intrat diavolul. Diavolul aduce ură, sfadă, mânie, iuțime, ocară, blestem, înjurături, bătăi, morți, beții, desfrâuri. Așa, unde a intrat el, distruge. Casa aceea o face iad. Iar unde oamenii se scoală dimineața și se închină lui Dumnezeu și merg la lucru cu rugăciunea în minte și postesc sfintele posturi de peste an și fac milostenie și citesc sfintele cărți și rabdă scârbele și necazurile cu bucurie, acolo este și binecuvântarea lui Dumnezeu și toate se rânduiesc după economia lui pentru folosul și sufletul și mântuirea noastră. Amin.